Naște lumea la cafea, seamănă tare. Ia uite! Doamne, exact ce aveam nevoie! Hai, haideți! Haideți repede în garaj, că vă povestesc acolo mai multe! Măi, ce cu minte ai stat tu! Bine ați revenit în garajul Damianei și al lui Grigore. Ceea ce ați văzut este exact ceea ce este. Mai exact, am văzut acea pubelă cu gunoi și avea fix ce aveam eu nevoie, adică un sertar. E adevărat că o să-l dezinfectez foarte bine, îl curăț. Cu alte cuvinte, nu mai avea cineva nevoie de el și eu chiar aveam nevoie. Pentru că ceea ce vom face astăzi este ceva, cum să vă spun eu, super frumos și de poveste. Imediat, stați puțin, să curățăm, să dezinfectăm ca să ne apucăm. Eu chiar cred că nu se consideră furt dacă găsești pe stradă. Și nu e ca în filmul acela renumit, să sunăm la 22222 dacă găsim ceva pe stradă. Cu alte cuvinte, am nevoie de această cutiuță, acum așa o să-i spun, nu este un sertar, este o cutie. Am nevoie de această cutie pentru a crea un piedestal pentru această roată. M-am gândit că dacă nu pot să mă mai plimb eu cu bicicleta, ce să mai fac cu roata de la ea? Și voi face o roată fermecată, cum este cea din Anglia, numai că aceasta va avea mici cadouri. Mai exact, 24 de cadouri. V-ați prins, nu? Creăm un calendar advent. Ca roata să funcționeze cu adevărat, am nevoie de ajutorul unui bărbat. Cine altul decât colegul meu. Este invitat în scenă. Să spunem că suntem practic spiritușii lui Moș Crăciun, știi? Pentru că noi creăm și îl ajutăm pe Moș. Așa, așa trebuie să stăm. Și acum am întoarce invers. Grigore, ce s-a întâmplat? Hai să încerc. Au făcut oamenii ăștia gălăgie. Și încă fac. Am inventat roata, practic. Despre asta e vorba, înțelegeți? Ta-da! Stați ca asta. Acum intervin eu. Acum intervine talentul artistului. Cât colegii s-au chinuit să facă această frumoasă roată, eu am fost la cumpărături și am luat 24 de punguțe, multe, multe panglici și, bineînțeles, tot felul de lucruri interesante pe care le vom pune în punguțe. Te uiți tu repede la ei și tratezi roata asta cu spatele. Am înțeles, ok, o să-ți pun și ție data viitoare o mică bobiță acolo. Iată că roata noastră este gata, dragilor. Ceea ce am făcut eu diferit, nu am pus numerele în ordine cronologică, le-am pus așa aleatoriu ca cel mic să aibă curiozitatea și să caute și să descopere el unde este jucărioara sau, mă rog, hai să nu-i spunem ce e, surpriza. Asta a fost totul pentru astăzi, dragilor. Ne revedem și data viitoare. Vorbește lumea la cafea.